Bună, fetelor! Ce mai faceți? Astăzi m-am gândit să filmez un tutorial foarte, foarte scurt pentru voi și din cauza că nu am idei. Nu. Din cauza că cineva mi-a cerut să îi arăt cum poate să tapeze părul în modul potrivit. Și vom încerca împreună astăzi să tapăm puțin părul meu, care deja a fost întins cu placa, deoarece am filmat un alt tutorial. Și da, vom încerca să tapăm. Pentru tapat veți avea nevoie de un asemenea gen pieptăn. Vedeți, este cu perii, sunt, scuzați, firele care sar în sus, sunt puțin inegale, așa, dacă aș putea să zic. În fine, vine așa, răcodiță. Oricum, găsiți piepteni din aceștia de tapat, se găsesc acum peste tot, practic. Și mă scuzați, gripa încă își face simțită prezența în gâtul meu. Nu mai știu ce am vrut să zic. Da, deci puteți să găsiți un pieptene ca acesta peste tot. Acum nu mai este așa o problemă, că înainte te duceai și căutai 15.000 de ani ca să găsești un produs pentru părul tău și să poți să-l faci așa cum îți place. Astăzi nu mai este așa. Se găsesc tot felul de produse, de la pieptăn, perii, tot felul de cosmetice, bicutiuri, plăci de păr, ondulatoare de toate formele, conice, drepte, clapetă, fără clapetă. Bun. Și stați așa că nu sunt pregătită. Ce vom face este că eu voi încerca să ofer părului meu puțin de volum aici, spre spate. Iar pentru asta voi trage părul acesta în față. Îl voi prinde puțin într-o parte. Și voi lua o secțiune de păr de aici. Care o voi pieptăna din nou. După cum vedeți, eu folosesc acest pieptene cu dinții rari foarte mult, din cauza că îmi place. Îmi cade mult mai puțin păr când îl folosesc, pentru că nu trage, nu aplic așa o tensiune devastatoare pe părul meu. Și ce vom face cu acest pieptene? De obicei, persoanele când tapează alte persoane, și eu făceam treaba asta înainte, făceam așa, însă nu, așa se procedează. O să mă întorc un pic ca să vedeți. Deci pur și simplu băgăm pieptănul și tragem în jos. Băgăm și tragem în jos. Băgăm și tragem în jos. Băgăm și tragem în jos. Deci nu facem tic 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 tic. Doar băgăm și tragem în jos. Sper că s-a auzit ce am spus. Îl lăsăm jos acum pe acesta. După care mai luăm o secțiune de păr imediat și o liberesc imediat lângă geni. Îl prindem iarăși pe acesta într-o parte ca să vedem ce facem. În data aceasta voi sta cu fața. Deci, băgăm pieptănul, tragem în jos. Băgăm, tragem în jos, băgăm, tragem în jos și tot așa. Deci, fără să facem țâcă, 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 țâcă. Ok. Așa. Deci iară băgăm, tragem, băgăm, tragem și tot așa. Ok, lăsăm pe spate. Și începem acum să nivelăm puțin pe deasupra. Vedeți, dacă puteți observați, deja eu nu l-am tapat foarte tare, pentru că, sincer să fiu, nu prea sunt fan tapat, deoarece am senzația că strică părul. Și pentru că eu am găsit diferite alte metode de a-mi face rădăcinile puțin ridicate, una dintre metode este cu ajutorul placii de păr. Asta, ia să vedem cum a ieșit. Și nivelăm. S-a ridicat părul. Așa, ia să vedem. Și avem un pic de volum la spate. O să vedem și dintr-o parte. Nu știu dacă vedeți. Că se vede un pic așa. Bineînțeles, dacă vă doriți să fie tapat chiar mai mult, insistați, luați șuvițe, secțiuni de păr mai subțiri și tapați mai mult și astfel veți obține acest efect pe care voi vi-l doriți de pompadour. Așa, și eu mi-aș prinde niște agrafe, exact așa. O să încerc să găsesc o bentiță și să vă arăt. Am postat pe Facebook două poze foarte frumoase. Vreau să vă arăt cum să faceți ca să stea acea bentiță pe capul vostru, pe părul vostru. Da, și cam aceasta ar fi metoda pentru tapat. Cum v-am spus, eu nu prea o folosesc, pentru că eu folosesc placa de păr și în momentul în care întind șuvița, insist un pic la rădăcină și întorc. În momentul în care întind cu placa și țin acolo un pic, o secundă, două, și asta eu conferă puțin volum șuviței pe care tocmai am întins-o. Și procedez așa cu toate șuvițele care vor să vină un pic mai umflate. Și de aceea vă zic că eu nu folosesc. Să vedem cum să aranjăm părul ăsta, să arate frumos. Să vede că am un pic de volum, așa mi-e lipit de cap. Acestea fiind zise, terminate, încheiate, vă doresc o zi frumoasă și... Stați așa, că era să uit. O să vă rog, din nou, să intrați pe pagina oficială de Facebook, în cazul în care nu ați intrat deja și nu știați că avem o pagină oficială de Facebook, să dați like și să fiți acolo prezenți. Acolo puteți să vorbiți des cu mine și să mă întrebați diferite lucruri. De asemenea, am postat pe Facebook, v-am mai spus, dar o să vă mai repet treaba asta la următoarele tutoriale, pentru că vreau ca mai multă lume să știe despre treaba asta. Am postat primul capitol dintr-o poveste pe care vreau să o public, să devină carte și aș vrea să știu care este părerea voastră, dacă vă place și dacă dumneavoastră considerați că ar avea succes sau, mă rog, succes, asta nu se știe niciodată, vom vedea după, să-mi spuneți într-un comentariu scurt mi-a plăcut sau nu mi-a plăcut. V-am pupat!